Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, care gestionează drumurile naționale și autostrăzile din partea de vest a României, inclusiv din județul Hunedoara, efectuează periodic acțiuni de curățare a acestora. Așa s-a întâmplat și acum pe marginea drumurilor naționale din județul Hunedoara. De regulă însă deșeurile se strâng din nou în scurt timp. Reprezentanții DRDP atrag atenția că în zona de siguranță a drumurilor și podurilor, locurilor de parcare, oprire și staționare, este interzis aruncarea deșeurilor. Conform legilor în vigoare se pot aplica amenzi de până la 6.000 de lei și se poate dispune confiscarea mijlocului de transport.